Cristi, explică-ne cum ai văzut-o din teren, pentru că noi am văzut astăzi un adevărat thriller. Seara. Cred eu că în prima repriză, dacă era 2-3-0, nu se supăra nimeni. Am luat gol la singura ocazia lor din corner. Singurul șut pe poartă. Singurul șut pe poartă. S-a dus meciul în prelungiri și la penalti. Ați văzut ce s-a întâmplat. Cred că e cea mai neagră seară a mea de când sunt la CFR. Explică-ne un pic la golul 2 acolo. Tu ești mulțumit de cum ai respins? Puteai să respingi altfel? Sau cum ai judecat faza? Pentru că, a venit mingea urât, într-adevăr. Am respins-o cum am putut. Mai multe, nu știu. Am respins-o cum am putut. Nu știu dacă puteam să fac mai multe, gen să o resping peste poartă. A venit rău mingea și, și apoi tot acolo am putut să o resping. A apărut la penaltiul acela că vom avea șanse, ne gândeam că ai apărat acel penalti în meci, însă la penaltiul n-a mai putut să fie. Acum la penalti știi cum e o loterie. Asta este, se întâmplă să rateze, au ratat și jucători mult mai mari ca și noi și la penalti e loterie. Spuneți-ne, ce simte un fotbalist după un astfel de meci? Dezamăgire, frustrare, pentru că toată lumea, ați văzut și câtă lume a fost la meci, cred că se aștepta să mergem mai departe. Noi vroiam și trebuia să mergem cu orice preț mai departe, dar din păcate asta este fotbalul. Am luat 2 goluri în ultimul minut, 89 și 119. Da. Și asta este fotbalul. Mă uit, nici Dan Petrescu încă n-a venit, a rămas pe bancă, cred că nici lui nu-i vine să creadă, dar explică-ne unde crezi tu că o dăm numai pe ghinion în această seară, așa să o vadă lumea ca pe un ghinion fantastic? Păi am spus, în prima repriză, cred că trebuia să fie 2-3-0 și nu supăra nimeni. Dar apoi, ce crezi că s-a întâmplat? Pentru că părea în continuare că sunteți echipa clar mai valoroasă, însă... Da, dar uite că fotbalul... Asta este. Acum în vestiar am văzut mulți dintre colegii tăi plângeau, o să încerc să-i îmbărbătez, să, nu știu, păi, să... Acum trebuie să ne revenim în seara asta, nici nu știu ce, cine o să doarmă în seara asta, mâine probabil că o să analizăm ce s-a întâmplat astăzi și după aia urmează... Crezi că vor fi și măsuri drastice după meciul ăsta? În ce sens? Nu știu, habar n-am. Să vină amenzi sau unii jucători să nu mai prindă primul 11 sau poate, nu știu. Depinde de... Asta decide antrenorul, dacă unii jucători nu mai vor prinde primul 11. Amenzi, nu știu ce să zic. De amenzi. Spunea Dan Petrescu că acesta este un meci vital din punct de vedere financiar. Cât crezi că va afecta situația clubului această ratare a calificării mai departe? Cu siguranță. Cred că clubul depindea de acești bani din Champions League, dar nu cred că va fi sfârșitul clubului aici. Îți mulțumim, Cristi. Și eu vă mulțumim.